Nu atingeți telecomanda. Sunteți pe cale să luați parte la o aventură magnifică. Veți simți pe pielea voastră experiența misterelor și a curiozităților care nu-i dau pace nici în somn. Gazdei noastre, Andy Moisescu. Atât! Aolea, n-am putut să dorm toată noaptea! Să ne dormi de două zile, numai la asta m-am gândit. Bună seara, bună seara și bine ați venit la o nouă întâlnire cu Pe Bune, emisiunea care demonstrează că lumea e plină de neînchipuit, dar tot acest neînchipuit este de cele mai multe ori mai amuzant decât orice glumă. Einstein a spus că două lucruri sunt infinite, universul și naivitatea omenească. Și nu sunt sigur de univers, a adăugat el. Bun! Îmi face o deosebită plăcere să vă fac cunoștință cu oaspeții noștri de astăzi. Desigur, gazdele sunt imposibil de confundat. În conțul din dreapta al ecranului, seamănă ca două picături de zaibăr cu bobiță din Las Fierbinți, dar are vocea lui Olaf din Frozen. Doamnelor și domnilor, Mihai Bobonete! Secundeiu, dragule, ce frumos! Te duce pe o parte, te ia pe partea aia. Gata, gata, că vreau să aud și la alături mine. De el nu e un deja vu, artista da. Care iubește atât de mult viața încât a devenit vegană, iar de atunci se trezește zilnic la ora 5 ca să mulgă lapte de migdale. Claudia Cream Pavel. De cealaltă parte a ecranului avem dovada că de departe cea mai seducătoare parte din arta actorului e personalitatea artistului. Șarmantul Costi Diță. Mamă! Băi! Bă, băiatule, bă! Gata, gata. S-a dus. A fost ecler de ăla cu multă crema. Doamne! Asta vreau să scrie pe bustul lui după ce există acum. Alături de Costi, vorbește lumea că e mereu în trending pe YouTube și are mai mulți followeri pe Instagram decât au Clujul și Timișoara locuitori la un loc. Theo Rose! În rest, exact așa cum știți, vom juca 12 întrebări periculoase din 12 domenii, câte 6 pentru fiecare echipă, 500 de lei pentru fiecare răspuns corect. Avem o întrebare finală în care totul se poate da peste cap. La sfârșit, câștigă o singură echipă, cea care adună cei mai mulți bani și banii se împart în mod egal susținătorilor. La voi, Crim și Bobo, 43 de susținători? La noi! Deci am 45. 44 sau 45, sunt convins. Da? Nu lași așa nicio urmă de îndoială? Nu, 44 în partea cealaltă. 40 de susținători aici, la Teo și la Costi. Să împarte exact... Când împărțim banii, să împarte mai multe. Doar pentru treaba asta, Andy, aș vrea să remarc că ținuta ta din seara asta este... Nu știu dacă te face mai tânăr, dar mai frumos te face de 1000 de ori. Aaaa, mai omorât. Bravo. Hai mă, ce, dacă nici între noi... Să nu uitați că am sincronizat TV-ul și cu online-ul și dacă vreți să jucați împreună cu noi, chiar vă încurajez să faceți asta. Trebuie doar să intrați pe pebune.protv.ro, să răspundeți live la întrebările noastre și sigur răspunsuri corecte mai rapide înseamnă puncte care vă duc către un premiu nebunie pe care îl veți afla dacă veți intra pe pebune.protv.ro. Acestea fiind zise, ce da. Să mai? Să facem cunoștință cu cele 12 runde, da? Iată, de la stânga la dreapta, de sus în jos. Cremos! La mare, la soare. Dansuri ceremoniale. De groază. Din condei. Lacrimi și suspine. Rubine. Ou, cean. Delicatessen. Mâini de aur. După ani și ani, un semn de întrebare. Ar merge niște aplauze. Frumos, frumos. Ar merge niște aplauze. Eu aș alege, de exemplu, dacă mă gândesc la tine, după ani și ani arăți la fel de bine ca atunci când eram mic și te ascultam. Gata, Bobo, băi, ce-i mă azi, bă? Când mă gândesc la tine, după ani și ani arăți la fel de bine. Asta mi se spune tot timpul de parcă este, adică e un semi-compliment așa. Erai crush-ul meu când eram mic. Crush? Și zic eu, diferența e că ei au crescut între timp, ai rămas crush. Adică, alegem cremos? Da, mă, ce vrei tu? Nu, oricum, nimic nu e din cremos, îți dai nimic seama. Nu e ceea ce pare, dar e bine că ai ales cremos. Cremos e foarte jucăm. Bine. Perfect. Primul domeniu pe care îl atacăm în seara asta este cremos.
Ce neplăcere cremoasă a pățit președintele Microsoft Bill Gates în februarie 1998? A. A fost spitalizat în Malaezia după ce a mâncat un kilogram de unt de arahide. Sau B. A fost lovit de 4 tarte aruncate de 2 actori belgieni în timpul unei cine. Sau C. A picat într-un cazan cu frișcă în timp ce făcea un tur al unei fabrici de înghețată. Una din astea trei. Îmi plac toate. Și mie îmi plac toate, dar doar una e pe bune. Sunt fani. Bă, hai să o luăm pe rând așa. Au ăsta cu a fost spitalizat în Malaezia după ce a mâncat un kilogram de unde arahide. Vorbind totuși de Bill Gates, pare că omul e puțin mai inteligent decât media. El mâncând undul ăla de arahide, nu-l văd pe Bill Gates care a zis la a doua linguriță: de-a dracii un kil mănânc. N-are cum să-mi facă rău. Adică eu știu că am citit, sunt om inteligent. Eu zic că trebuie să aibă și el bro, de asta așa. Un kil? Ce are? Mai discutăm, nu, cade. Nu. Bă, un kil eu de arahide nu cred că s-ar putea să fie. Care? Ce? A fost lovit de 4 tarte aruncate de 2 actori belgeni în timpul unei cine. 4 tarte, 2 actori. Care și fain, dar are și... Să fie aruncat așa în același timp odată. Bă, din 4, una îl lovește. Cred că ceva băieți care au fost supărați că li s-a blocat Windows-ul și a zis: ia uite-l. Sau o fi căzut în cazan? Drăguța asta, mă, băi, chiar e bine de tot. Văd pe asta. Și de acolo vine crema de ciuc. Domnul Bill, l-am pierdut în frișcă, scoate-l acum. În frișcă? Cazan de frișcă? S-a mai pomenit și la noi, dar cu cazanul de țuică. Bă, atunci alegem B. Păi da, apasă acolo dacă vrei să... Hai, să dăm cărțile pe față. Yeah. Enter. Bill Gates nu este un om al exceselor, mai puțin când vine vorba de avere, și nici un amator de înghețată. Este însă o celebritate de renume mondial și are o alură foarte serioasă în public. Un lucru total inadmisibil pentru Brian Keegan și Remy Belvaux. Cei doi belgieni făceau parte dintr-o trupă de farseuri profesioniști. În timpul unei recepții din Bruxelles, Gates s-a trezit surprins de o rafală de tarte. S-a retras timid, iar poznașii au primit o amendă de $75 pentru violență blândă. Corect! Violență blândă! E bine, mă, Claudia! Hai. Un început promițător! Violență blândă! 4 tarte cu frișcă și puteți merge mai departe. E bine! Eu zic să mergem pe lacrimi și suspine. Te rog, te rog. Că e tot cu direcție așa. Am o piesă care se numește astfel. Auzi, dar ai și o piesă care se cheamă Pe bune, e adevărat? Da. Lacrimi și suspine. Suspine. Yeah. Potrivit unui studiu realizat în anul 2019 la Universitatea Americană din Pennsylvania, 85% dintre lucrurile pentru care ne facem griji: A. Se întâmplă pentru că le atragem gândindu-ne la ele. Sau B. Nu se întâmplă niciodată. Sau C. Nu sunt legate de persoana noastră. Hai să o luăm pe rând. Asta cu au. Le atragem pentru că ne gândim la ele. Eu sunt de acord. Da, eu fac terapie din cauza asta de ceva timp. Da? Terapie? Eu mă gândesc că mi se face rău și mi se face rău. Adică îți induci stările astea, da? Dar n-ai încercat niciodată să te gândești la lucruri bune, să vezi dacă funcționează și așa? Să zici, bă, ce bine o să-mi fie și să-ți fie bine. Am încercat, nu merge. Merge mai mult pe partea aia proastă. Exact așa se întâmplă. Dar eu știi ce zic? Eu zic că e bău. Eu aș merge pe asta. Că nu se întâmplă niciodată? Așa mă gândesc, știi că sunt multe, ne gândim la multe tâmpenii. Și cât se întâmplă din ce... Tu la ce tâmpenii te gândești, Costi? Dacă o fi, dacă mă întâlnesc, dacă. Nu s-a întâmplat până acum. Ce ziceți? Avem A, am A. Și eu zic, deci aveți încredere în mine că nu mă tratez degeaba. Dacă dau banii la psiholog degeaba... Bravo! Deci vrei A. A. Gata, dă-i drumul. Choose one. Plecăm, apasă. A. Bam, a luat A. Se întâmplă pentru că le atragi, că te gândești la ele. Hai să vedem. Era B-ul. Viața mea a fost plină de nefericiri îngrozitoare, dintre care majoritatea nici măcar nu s-au întâmplat. Tulburările de anxietate sunt o problemă din ce în ce mai serioasă, de care suferă aproape 3% din populație. Așadar, un grup de cercetători americani s-a pus pe studiat. Au analizat 30 de subiecți cu multe griji și au concluzionat că în proporție de 85%, lucrurile care ne îngrijorează nu se întâmplă. Ba mai mult, în rarele ocazii când se întâmplă, situația e de vreo 8 ori mai puțin rea decât noi imaginam. Îmi pare rău, dar nu așa ne lucrăm. Dar stai să spun. Dar și eu am zis, eram pe bine. Da, băia, eu mă bucur dat că a fost așa. Da. E,
eșecul ăsta a avut rol terapeutic în ceea ce mă privește. Am înțeles că nimic rău nu mi se poate întâmpla. De bravo, fapt, că dacă mă gândesc, nu trebuie să mi se și întâmple. Așa că vă mulțumesc frumos. Ai văzut, bravo. Mă bucur tare că am greșit de data asta. M-am făcut bine, măcar pe zdravă la cap, dar ce-i e mai bine acum. Claudia Bobo. De groază. De groază. Vrei să... ceva frumos de groază. Ia auziți aici. Anemofobia este frica irațională de A. Oameni slabi sau neputincioși. Sau B. De a trage curentul. De a te trage curentul, scuzați. Important. Și când era bună și asta. De a trage curentul. Deja-l vedeai, a? Sau C. Atenție, frica de anemone, gălbenele, nemțișori și alte flori din familia Ranunculaceae. Ranunculaceae. Primul lucru la care mă gândesc este clar A, de oameni slabi sau neputincioși. Da, că vine de la anemie, nu? Da. Fobie. Fobie. Așa asta cu anemone, gălbenele, mi se pare... Dar nu-i frumos, mă, să-ți fie frică de anemone? Da, eu cred că și nemțișorii ăștia sunt urâți. Și alte flori din familia Ranunculaceae, ca cea e. Băi. Atunci înseamnă că e ce? Cea mai interesantă ar fi asta cu a te trage curentul, știi? Asta ar fi cea mai interesantă. Pentru că doar la noi există treaba asta. Da, nu, nimic. Nimic nu mă duce cu gândul la nimic. Anemo, curent, n-am nicio treabă. De la peștișorul Nemo care... Care ce? Care nota printre curenții de apă. Bravo! Dacă vrei. Voi care ziceți că e? B, curentul? Anemofobia. Direct. S-a luat. A. Anemofobia, zici tu că e frica irațională de oameni slabi sau neputincioși? Hai să vedem. Enoclofobia este frica de mulțimi. Antropofobia este frica de oameni în orice număr. Iar autofobia e frica de a fi de unul singur. Frica de ființe slabe se numește macilentofobie, iar fobia de anemone nu a fost încă documentată. Deși dacă te ia cu transpirații când vezi flori în general, cel mai probabil suferi de antofobie. Fenomenul care în mod îngrijorător afectează 4 din 5 bunici și 2 din 5 români. Se numește anemofobie și este teama patologică de curent, de vânt sau de a înghiți aer. Nu vă grăbiți să sunați la 112. Această fobie are mai degrabă legătură cu a fi luat pe sus de vânt, nu doar mângâiat de o adiere pe la șale. Băi, și-am zis că era cea mai interesantă! Deci un instinct! Unde mergem? Unde vrei? Alege tău? Tu acum, e rândul tău. E rândul tău, tararara. Să mergem în Rubină. Rubină. Rubine. Rubine. Hai, gata. Rubine, perfect. Să vedem. Sper să... Cercetătorii indieni de la Institutul de Minerale și Tehnologia Materialelor au observat că pot reda culoarea și claritatea rubinelor dacă A. le bagă în cuptorul cu microunde sau B. le țin într-un castron cu gheață carbonică la minus 80 de grade Celsius sau C. le țin 50 de zile învelite în ceapă roșie într-un loc fără umezeală și lumină. Băi, acum îmi dau seama că eu poate și din faptul că am prezentat sezonul ăla, că mă uitam și înainte la emisiune, băi, eu sunt deștept, mă. Deci știu și aici răspunsul, mă. Ești doar foarte deștept, Bobo. Mersi mult de tot, ești foarte frumoasă. Aveai și noi unul sat, a căzut din clopotniță și când s-a ridicat știa matematică. Era bun și ăla. Deci, trecem prin ele. Ce, te-am văzut, ai dus pe ce? Da, eu la ce am ce-u rezonat. E bine de tot ce, îmi place ceapă povestea. Ceapă roșie are logică, ceapa roșie, da, ceapa roșie era folosită la vopsit ouăle roșii. Ideea e că ele cumva se cristalizează. Trebuie adică să trebuie să fie un pic mai trebuie elaborat. Trebuie să fie mai hardcore treaba. Și atunci mergem în A. Le bagă la microunde. Aici mă gândesc că e vorba de temperaturi. Mamă, cât îmi place eu de Costi. Eu zic că din microunde nu poate să iasă nimic bun. Îmi place foarte mult de tine când ești logic și cursiv. Sănătos, așa. Sigur, nu. Ce, sănătos, sigur. Ați luat AU? Acum. Da. Degetul lui miraculos. Dar mama ar fi băgat în ceapă roșie și o ținea la beci. Hai să vedem. A, B sau C? A, B, M, C.
Acest video se adresează tuturor proprietarilor de rubine din România. Nu vă obosiți încercând să le readuceți strălucirea într-un castron cu gheață carbonică. Nu se va întâmpla nimic. S-ar putea să aveți o surpriză, în schimb, dacă le veți ține perioada indicată într-un beci, învelite în frunze de ceapă roșie. O să ia un pic de miros. În rest, aceleași rezultate ca la gheața carbonică. Da, e adevărat, cuptorul cu microunde este cel care poate face minuni și poate reda claritatea și culoarea rubinelor. Spor la treabă! Temperaturile alea, da. Deștept! Deștept! Și-o fi la fel și cu diamantele? E cu ele! Nu, ca o altă formă diamantele, pentru că diamantele nu au mononuclee. Și diamantele unde le bagi? Dispăram. Zic, Claudia, unde mergem? Ocean? Ocean. Da, mă, ocean. Hai. Ocean. Toată lumea, costum de baie și jump in the ocean. Caracatițele din golful Jervis, aflat la sud de Sydney, sunt admirate în întreaga lume pentru A. stilul în care dansează când vor să se împerecheze sau când aud limba franceză. Sau B. grădinile spectaculoase pe care le construiesc folosind sticlă, scoici și stânci. Sau C. sistemul social ultra-egalitarian în care toți indivizii trăiesc și mănâncă la comun. Cea mai frumoasă ar fi au. Zici tu? Da. Dansul în pereche. E frumos și... sau, da, cu franceza. Da. E bine L'amour. Vine caracatița, vine normal către caracatițoiul, către așa? Un tentacul așa în față. Și la o dată ajunge, aude-o de asta. Crezi că nu se mai prepară prăjitul. La dans, da, și o ia pe auzi, Bobo, dar cum faci diferența dintre o caracatiță și un caracatițoi? Caracatițoiul ar trebui să aibă mai multe tentacule. Cu unul în plus. Are dreptate. Grădini spectaculoase pe care le construiesc folosind sticlă și scoici. Asta poate fi. Și stânci. Păi de ce ar construi grădini caracatița? Este genul ăla adică, de... Adică, de ce? Ca să-și facă frumos. Am văzut de curând un material cu un peștișor care, fiind mai transparent așa, da? Își clădește singur o căsuță superbă ca să fie observat de fete. Da, 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 da. Am întâlnit și pe uscat. Da, 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 exact. Oameni care construiesc niște căsuțe frumoase, da, ca să fie văzuți de fete. Ca să fie observați de fete? Da. Și tot peștișor le zice. Și tot peștișor. Bravo, mă, bravo. Bine. Ai venit frumos. Ai venit din spate bine. Frumos, vinclu, direct. Foarte bine. Sistemul social ultra-egalitarian în care toți indivizii trăiesc și mănâncă la comun. Deci un fel de comunism, da, da, pe bune. Amor, dacă nu, socialism. Nici n-are să o mai discutăm, mă, ceu. Ceu? Pe ai bune, luat, frate. Mi ai luat socialismul, Bobo. Hai să vedem. În vara asta fac tot ce-mi trece prin cap. Hai, mă, tu vrei să pierdem noi. Un român din comuna Corunca a construit o păpușă gonflabilă cu funcție de radio, ceas deșteptător și tensiometru. Adevărul că te plictisești, nu? Faci una pe placul tău. Dumnezeu cum a putut să ne facă după chipul și asemănarea lui? Da, mă, Priznov scrie pe noi. Amor, dacă nu, nici n-are să o mai discutăm, mă, ceu. Ceu? Pe ai bune, luat, frate. Mi ai luat socialismul, Bobo. Hai să vedem. Hai. Caracatița este vecinul nostru subacvatic care trăiește într-un univers pe care îl putem denumi fără frica de a greși, extraterestru. Acolo, în adâncimi, caracatițele și-au construit adevărate orașe în jurul stâncilor. Și pentru că fiecare cetățean vrea să contribuie la felul în care arată urbea lui. Și-au făcut grădini pe care le îngrijesc. Aceste acțiuni sunt remarcabil asemănătoare cu un comportament social complex vertebrat. Cum or merge imobiliarele la adâncime? Te pomenești că au și acolo programul Prima Casă. Ale naibii! Ale naibii! Investitori! E ca pe uscat! Deci peștișorul nu-l văzusem eu degeaba! Îți dai seama că dacă puteau își luau și mașini scumpe, da? Corect! Da, caracatițoi, da, da, așa, nu? Merg pe imobiliare! Să nu luați delicatese, vă rog eu frumos! Îl luăm, mergem la risc? Da, pe dă-i direct, așa, da, gata. Normal. Hai, delicatesen. Da, vedem unde ne ducem. Lejer. Oh, romantică. În Roma antică, una dintre cele mai apreciate delicatese culinare era A. pârș rumenit cu miere și mac. Sau B. călcâi de hipopotam în jeleu. Sau C. liquamum, un sos fermentat din sânge de taur și meduze.
Hai de capul meu. N-am luat-o pe asta. Am aici o ciciofie la pârș, doamne. Dar și mă întrebam asta. Pârșu? Undeva între Șoarece și Veveriță, dacă vrei. Adică plecând de la Șoarece spre Veveriță, pe la jumatea drumului, da. Poți să ți-l închipui, e pârșul, da, da. Nu e, mă, cineva l-a văzut și era urât și a zis, o, ta-l dracu, pârș! Da, mă, nu știu, nu o văd pe asta cum e. Dar călcâiul de hipopotam, ai văzut vreodată călcâiul de hipopotam? Cam cât o fi? Păi nu, tocmai. Eu văd ca pe o copită. Nu? Călcâi, mă, nu. Tu cum îți imaginezi că... Păi eu mai știu eu cum arată laba hipopotamului, că n-am fost atât de pic de partea aia corpului. E așa, e ca o pernuță, ca, cum să zic eu, e hipopotam. Cu ce vă servesc? Canabahus. O, de pește, salame, nu e? Aș vrea un pârș. Să luăm pârșul cu miere și mac. A, am luat. A, hai să vedem. Sunt curios ce mâncau ăștia așa la delicates. Pârș, mă, pârș. Pârș. Se spune că fiecare civilizație trece prin trei faze distincte, dar cu același numitor comun, mâncarea. Prima e caracterizată de întrebarea, cum facem să mâncăm? A doua, de ce mâncăm? Iar a treia, unde luăm prânzul? Romanii, de exemplu, au ajuns rapid la sofisticări culinare greu de egalat chiar și azi, iar printre meniurile lor favorite se număra și pârșul cenușiu, un fel de șoarece de casă pe care îl puneau la îngrășat și îl serveau pe post de gustare, în sos de miere și tăvălit prin semințe de mac. Bleh! Auzi, miere! Băi, o fi fost... Bine, mă, da! Pe bune că m-am gândit, dacă îl bași pe băț cu niște măzinuțe cu alea, mă gândeam acum că era bun după ce terminam. Păi asta spun. Hai, să vă aud. Voi, da, voi, Claudia. Ce vrei tu? Caracatița mea iubită. Dansuri ceremoniale luăm acum. Dansuri ceremoniale, hai că e frumos. Comunitatea nomadă Wayuu din Columbia se remarcă printr-un dans ceremonial în care... A. Senioarele se învârt frenetic pe melodia Shake, Rather and Roll a lui Elvis Presley. Shake, rather and roll. Sau B. Localnicii dansează zile în șir, iar ultimul rămas în picioare devine căpetenie. Sau C. Femeile pun piedică bărbaților și dacă reușesc să-i doboare, se căsătoresc. Ce îmi place? Oh, e bine de tot eu. Cel mai mult îmi place și mie tot ăsta, da? Că nu te lasă una în pace, știi? Da, tot da, vrea da, să da. Spună piedică. Lasă-mă femeie în pace, ce ai nebunit la cap? Dacă o femeie pune piedică și într-un plare se înghesuie și cad trei. Ce se întâmplă? Și mai bine. Are de un să aleagă. Da, păi da, la dacă... câte ventuze are caracatița. Și ei s-or feri? Hmm? Ei să feresc? Păi dacă e vreuna urâtă, îți dai seama. Da, mă, și ce să faci până la urmă? Se ei duce un atenți, urât. Bă. Ei sunt atenți, îți dai seama. Că o vezi când vine din... Dai seama că sunt stresați. Dacă se pune luna pata pe tine. Ce să țopăie toți. Îmi place cel mai mult. De... Piedici în zine. Până la urmă nu mai contează, ai văzut. Hai, ce să fie? Ce? Curaj înainte. Deci a zis că le pun piedică bărbaților și dacă reușesc să-i doboare, se căsătoresc. Hai să vedem. Hai să vedem. Dă-ne, Andy, servește-ne. Hai, play! Tribul Wayuu este o societate matriarhală nomadă care trăiește în peninsula Guajira din Columbia. Femeile sunt puse la rang de cinste în această comunitate. Dar, vorba unchiului lui Spider-Man, puterea vine la pachet și cu multe responsabilități. Astfel, responsabilitatea de a-și alege partenerul pică pe umerii femeilor, care trebuie să-și facă alesul să pice la propriu, în mișcări de dans. Dacă o tânără reușește să-și împiedice băiatul ales în timpul dansului de fertilitate Cicimaia, șanse mari sunt să trăiască fericiți până la adânci bătrâneți. Frumos, bă, frumos, bravo! E ceva frumos, așa e. Bravo! Sunt Wayuu, plec. Acolo mă găsiți. Nu știți că avem și noi obiceiul cu călcatul? Da, 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 corect. E și la noi, deci peste tot există. Da, da, da. La fiecare civilizație câte ceva din zona asta. Mi-a plăcut și voice-over-ul cu ce ai unchiul lui Spider-Man, că puterea vine la pachet cu răspunsa. Frumos, păi, trebuie de secvență. Emisiunea asta totuși e un fel de ce școală deschisă, mă, pentru tineri. Da, vreau. Suntem toți. Eu cred că mulți bine, învață de emisiunea asta ce nu se învață la școală. Corect, corect. Păi, clar. Evaluare națională direct. Da. Hai, unde? Costi? Mâini de aur. Manes de... Aur. Mâini de aur. Hai. Lasă-și. Mi-a plăcut că ai plecat cu mine. Fii atent că e de la noi. În 2016, da. Sabo Peter, un român din comuna Corunca, județul Mureș, a construit, atenție, D01 Now, adică Doina cum ar veni, o păpușă gonflabilă cu funcție de radio, ceas deșteptător și tensiometru. Bine, dar are pe toate. Da, da, da. Sau B, Giulia, un automobil de lux sculptat din lemn de frasin. Sau C, BB Repede, scris exact așa cum se aude, un cărucior pentru copii dotat cu un motor care atinge 35 de kilometri pe oră. Hai, mă, pe bune.
Asta ultima, eu zic, că nu e ce ar face un român. De ce? E bine bebe repede, e bine rău. De ce? De ce n-ar face? Nu știu, dar păi să-i pregătească pentru trotinetele astea electrice. Dar parcă și văd cum pleacă căruciorul cu 35 de km la oră. Da, nu pleacă, mă, pușcă. Ajunge la 35. Că vrei să fie în siguranță copilașul ăla. Nu știu dacă mergi pe varianta asta. Hai să motorizăm ăsta, mă. Doina, nu vă place? Asta chiar pare... Da? Da, Doina. Mi se pare că ar putea exista. Adică mi se pare că e ceva ce ar face un român din comuna Corunc. E ceva ce ar face un român? Dar de ce mă să fac în halul ăsta? Păi și ce să faci? La niște mă, ce trebuie să faci numai pe bune? Faci una pe placul tău. Dumnezeu cum a putut să ne facă după chipul și asemănarea lui? S-a gândit, ce mă, Iuțe? Da. Păi să și vorbească, păi... O fi văzut că ăștia au început să facă roboți, nu știi, fata păi asta da. Să vorbești cu da, ea. Da, știi cum mă gândesc eu, cum îți ia tensiunea, știi? Poate tot pe unde e și gonflabilă, cum ar veni și... Îți ia și tensiunea cu ocazia asta. Are un cea și scrie pe el. Tataie, pe loc repaus puțin că e tensiunea cam ridicată. Și da, dar are logică și asta cu un automobil de lux scurtat din lemn de frasin. Și știu că există așa ceva, am văzut la un moment dat la televizor că există o mașină de asta din lux. A schimbat programele. Hai cu automobilul, da. Hai cu automobilul, da. Apasă, e clar. Deși era mișto să fie Doina, da. Era frumos, nu? Hai să vedem. A, B sau C? Corect. În 2016, absolventul de conservator, Szabo Péter, a participat la Târgul de Inventică de la Frankfurt. Cu ce? Nu cu o păpușă gonflabilă smart. Deși, poate că acum preia cineva ideea și o aduce pe Doina la viață. Dacă ați mizat pe căruciorul super sport, în primul rând, wow! În al doilea rând, dacă aveți copii, să vă trăiască! După ce a lucrat 4500 de ore și a cheltuit 18.000 de euro, Peter a construit o mașină de lux din 4 metri cubi de lemn de frasin. Rezultatul? Un roadster elegant, care poartă numele soției inventatorului. Julia. Foarte tare. Șmecherie. Tare. Tare. Vă reamintesc că puteți să jucați împreună cu noi pe bune și să și câștigați dacă intrați pe pebune.protv.ro live. Odată cu ei încercați să răspundeți la întrebări. Bineînțeles, cine răspunde mai repede și bine primește puncte. Și la sfârșit vă așteaptă premii oferite de prietenii noștri de la Vlad Casino. pebune.protv.ro. Vă rog. Cine? Ce jucăm? Cine alege? La mare, la soare. La mare, hai. Nu, la nu, aia doar aveați voi la Candy. Cum în vara asta fac tot ce trece prin cap. La mare, la soare. Hai, la mare, la soare. Ia, mă-n. Plaja Polly Hale din vestul insulei hawaiane Kauai este renumită în întreaga lume deoarece nisipul său A. cântă, scârție, fluieră, țipă, iar uneori latră. Bă, dă-l de nisip, bă, de... E genul ăla de nisip. Bă, da, lasă-mă cu... E genul ăla de nisip. Bă, da, cu de unde până unde, bă, frate, lasă puțin, dar nisip normal nu mai... Stai că mai am. Sau B. degajă prin presare anumiți compuși alcalini care îmbunătățesc circulația periferică. Iată. Sau C. are memorie și păstrează forma trupurilor întinse pe el cel puțin 15 ani. Asta ar fi tare. Ar fi super tare. Cântă, scârție, fluieră, țipă, iar uneori latră și se poate să lase ce-ar și... fi acolo. Dar poate este magic. De cântat poate să cânte, că se freacă alea, nu știu, și zici, mamă, ce melodie, că scârție la fel poate scârție, că fluieră la fel și de la vânt, de la nu știu ce. Și nisipul din Hawaii, probabil că aș cânta toată ziua. Eu cred că nu de fapt... Nu știu dacă aș lătra. Fii atentă, ascultă-mă puțin. E clar că nisipul ăsta face într-un fel și fiecare ce... Băi, mi s-a părut că țipă, mie că latră. Fiecare ce îi poartă, nu? Da, și-a devenit renumit, poate chiar e o atracție turistică. Dar ce probleme fi avut ăla, dar zis că a lătrat nisip? Ai pus ăla melcul de mare la ureche, era panul. Fiecare audă într-un fel, că mare, că susul, da, că unde? Nu știu auzim ce. Toți la fel, dar unul zice că... Ia uite, bă, valurile. Asta degaje prin presare anumiți compuși alcalini care îmbunătățesc circulația periferică. Fii atent, acum a descoperit ăla, care a mers pe acolo și la un moment dat s-a oprit și a zis... Măi, Rodico, tu simți, mă, compuși ăștia alcalini? Păi tu crezi că a știut el de la ce e? Dar omul, românul, când se duce la Techir, Gheori, el știe care e explicația logică, da, pentru că atunci când se învelește în nămol, îi e mai bine după aia? Da, mai mult ca sigur s-a făcut bine o analiză, nu? Acolo. Asta e explicația științifică. Voi ce ziceți? B, am luat A. Ai, mă, tu vrei să pierzi?
pierdem noi? Băi, ți-am spus toată teoria despre răspunsul ăsta. Așa Bubu. Sunt toate locurile astea fascinante. Îți dau ocazia să te răzgândești. Am fost Arsenie Boca, nu plânge icoana. Dar a zis unul că a plâns. E de ajuns. Ălălaltul a zis, mie mi-a făcut cu ochiul. Pe mine m-a vindecat și a venit unul și a zis, mie mi-a crescut piciorul. Gata, bă! Prizlop scrie pe noi. Fii atent. Punem și un pariu. Dacă eu ghicesc, da? Tu îmi dai o sticlă de rom bun. Dacă era B-ul, eu trebuie să-ți dau ție ce? Stai să mă gândesc. Niște... Îmi dai tu mie o sticlă de rom. Bine, mă. Dar de-aia din Dominicană. Din Dominicană. Avem pariu. Făcută oricum ar fi bem ceva. Artizanal. Hai să vedem. Nisipul cu memorie există, dar nu este cel de pe plajele obișnuite, ci este nisipul kinetic, obținut în laboratoare. Pe asta am lămurit-o. Mai departe. Prin presare, nisipul va degaja doar forțe de rezistență, fără compuși alcalini și nicio legătură cu circulația periferică. Ei bine, pe unele plaje din lume, nisipul uscat scoate niște zgomote cel puțin interesante. Cântă, scârție, fluieră, țipă. Iar dacă știi să-l dresezi, nisipul plajei Polyhale din Hawaii latră. Pe bune! Da, da, pe bune! Ia uzi-l, bă, cum face! Era lătrat, mă! Ai romul asigurat! Te rog frumos! Delivery special! Eu am fost în Hawaii, dar n-am auzit pe nimeni lătrând! Hai să mergem în surpriză! Hai, m-aș duce și eu. Da, surpriză, gata! Hai, mă, că nu e rău! Ne uităm la astea două dată, tati, mai bine să... Da. M-am și mirat că nimeni nu s-a... Acum, uite exact acum am rezolvat-o. Perfect! Hai, domeniu surpriză! Ce tratament, ce tratament le prescria Silas Weir Mitchell, părintele neurologiei americane, pacientelor care sufereau de neurastenie? A. Sex de cel puțin două ori pe zi, urmat de jumătate de oră de mersul piticului. Fai de cap, mă. Fai de cap. Sau B. Două pachete de țigări zilnic și băi cu gheață. Da, ca să termine repede povestea, să nu... Sau C. O lună de băut lapte la orizontală și izolare totală. Băi, se... Toate sunt oribile. Deci ceva e. Una e. Hai să ne gândim prima dată neurastenia asta. E cum e astenia asta de primăvară, cumva, așa, cumva. Când te apuc așa? Da, și ca să ieși din zona asta, un soi de depresie din zona asta, așa, da? Da. El a zis așa, bă, sex, două ori pe zi. Asta are el logică. El săracul, îți dai seama. El da, a zis, cum așa da, ți-ai doctor, cine, de două cine. Ori pe zi ești nebună la cape, dar am și eu... Am asta are eu. Logică, dar de ce mersul piticului jumătate de oră după aia? Păi ca să faci sport, să se dea, da. Să da, detoxifice da, pe neuro. Mersul piticului. Da, da. De trebuie să stai gheboasă, dar de ce? Dar îl vezi pe la Teo, ai o noapte de amor cu un băiat frumos și care la un moment dat când pleacă de lângă pat tău, pleacă mersul piticului. Ce cu mâine la ceapă? Da. Ce cu tine, băiat? Am tratament. Dar nu e, stai. Am neurastenie. E pentru pacientă. Deci nu pentru femei. A, da. Pleacă ea așa, da. O lună de băut lapte la orizontală și izolare totală. Asta ar trebui să te... Eu dacă aș fi beu doctor... Țigările, vreți să mă... A zice minim. Ce e asta cu laptele la orizontală? Da, mă, da. Bă, dar de ce la orizontală, ce mă? Ce ăsta parcă mai rău te bagă în depresie. Voi nu credeți așa? Ca să te neci și să crapi. Să bei lapte și să stai izolat. Vrei să ce poate să fie plăcut? Stai că au dreptate, au dreptate. Hai, mă, ziceți. Hai, mă, ceu. Ceu, că și ei zic ce? Ei zic ceu și beu. Mai mult ce, nu? Bine, mă. Lapte la orizontală, mă? Lapte la orizontală și izolare o lună, totală. O lună să stai să bei lapte la orizontală. Da, da. Ați luat ceu, gata, hai să vedem. Vă face vouă bine laptele. Sexul se evalua calitativ, nu cantitativ în secolul al XIX-lea. Iar mersul piticului, de când lumea, nu întărește psihicul, ci fesierii și gambele. Pneumonia era mai gravă decât astenia, așa că nici băile cu gheață nu erau prescrise cu lejeritate. Ei bine, Silas Weir Mitchell era cunoscut ca doctor cură și doctor nu da din gură, pseudonime inspirate de tratamentul său preferat pentru neurastenie. Izolare completă și o dietă cu un conținut mare de grăsimi de origine animală, în special lapte. Hai. Bravo! 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 S-a dorit să poată! S-a dorit să se poată! După ani și ani! După ani și ani... După ani și ani, în sfârșit, s-a luat și acest domeniu frumos. Bravo. Clar. E bine. Finala aia e nasoală. Da. Băi, cât e de frumoasă asta. Doi gemeni americani, despărțiți la naștere, s-au întâlnit pentru prima dată în 1979, la vârsta de 39 de ani. Și au realizat că
Atenție, amândoi fuseseră căsătoriți cu aceeași femeie. Sau B, ambii aveau câte doi băieți gemeni, născuți pe 9 mai la aceeași oră, campion la șah. Nu cred. Sau C, erau amândoi pasionați de matematică și tâmplărie și lucrau în securitate. După ce s-au întâlnit ei și au zis că sunt frați, sau căsătorii n-a funcționat, s-a întâlnit și au ceva într-un bar și au zis, uite pe Claudia. Claudia mea? Și s-a zis, nu, Claudia mea. Cum adică Claudia ta? Băi, stai puțin, și a fost șocant. Exact. Nu știu ce să... Pusese crush-ul lor. Da, crush-ul lor, dar și ei. Ambii aveau câte doi băieți gemeni născuți pe 9 mai la aceeași oră, campion la șah. Eu cred că e prima. Dar erau amândoi, da, m-ar mira. Oricum m-ar mira toate, deci nu e ca și cum e ceva care nu m-ar mira. Cea mai posibilă e prima. Nu știu, mă, nu știu ce să zic. Sunt gemeni, Bobo. Păi care ziceți că e? B? B, direct, am luat. Da? Da, merge și pe mâna lor odată. Beu asta cu copiii în același timp. Da. Pe aceeași... A fost prima oară că m-am întors către susținători și au zis toți B. Același lucru, B. N-a mai fost niciunul cu A și cu C. Da. Povestea e foarte frumoasă și îmi face plăcere să o dezvălui acum. Te rog. În 1979, Jim și Jim, doi gemeni din Ohio, s-au întâlnit pentru prima dată la 39 de ani, după ce au fost despărțiți la naștere. Pe lângă faptul că îi chema la fel, au descoperit că amândoi s-au căsătorit cu femei pe nume Linda. Au divorțat și următoarele soții aveau tot același nume, Betty. Incredibil, nu? Și în privința pruncilor au avut parte de surprize. Aveau amândoi băieți pe nume James Allen și James Allen. Mai mult chiar, traseul lor în viață a fost izbitor de similar. Au iubit matematica, tâmplăria și amândoi au făcut cariere în securitate. Oricum era un cumul acolo. Da, mă, e o demență. Adică... Sunt toate! Și pe soții le chema la fel și pe alte. Și copii la fel și pasionat. Adică era răspuns corect ABC. Un pic din toate, să deci n-am greșit. N-ați greșit tot în totalitate, ați greșit puțin. Sunt foarte curios ce o să alegi tu acum, Teo. Te rog. Aia zic. Ăsta din Condei. Hai, dacă tu vrei așa, da. Eu eram dispus să-ți ofer și altceva, dar dacă tu zici... Ia-o pe asta, mă, deci ia, gata, Cristi, pe surf, da, da. Mi se pare genială. Era topită, era fiartă pe surf. Auzi, dar noi suntem ca în săraș pe lângă ei. Bine, când cânti manele. Mai aveți 5 secunde, hai, da, grăbiți-vă! B? Da, pasă-l! Nu cred că ai schimbat-o? Nu cred, nu! Ăsta din Condei. Hai, dacă tu vrei așa, da. Eu eram dispus să-ți oferi și altceva, dar dacă tu zici... Un lucru mai puțin știut despre celebra scriitoare de romane polițiste Agatha Christie este acela că a fost, asta e foarte frumoasă, o obișnuită a plajelor de nudiști pe care le frecventa însă complet îmbrăcată. Avea. Da. Dile-a la asta. Mi se întâmplă. Sau, B, pasionată de hipnoză pe care o practica adesea pe soții ei. Sau C, a fost un pionier al surfingului, în primul val de britanici care s-au dat în picioare pe placa de surf. Ia-o pe asta, mă, deci ia, gata, Cristi, pe surf, da, da. Mi se pare genială. Pionieră, în primul băi, val. Da, mă, puțin, deci mă, începutul, mă. Dacă nu ia, atunci cine? Da, deci da. Începutul printre primii care s-au și ridicat în picioare pe placa de surf, deci s-au pus direct, bam. Cine-i mai aia de se vede în val? Scriitoarea? Du-te, bă, de aici, bine. Femeia e bine. Mergea însă pe plajă la nudiști îmbrăcată complet. Avea chestia asta. Mie mi se întâmplă. Era străbunica lui Kelly Slater. Cum adică, mă, băi? Băi, eu mă duc la vamă, la plaja de carte, acolo la maimuță și mă duc îmbrăcat, dar restul dezbrăcat. Dar mă duc să beau o cafea. Adică stau, mai mă uit. Și asta e tare pasionată de hipnoză și o practica pe soției. Da. Mi-ar plăcea să fie maximă, da. Păi atenție, a fost căsătorit o singură dată. Vedeți și voi, fiți mai atenți la detalii. Păi, dar de unde știi tu? Agatha Christie? Păi te-a pus piedică de mai multe ori. Păi în toate romanele ce ai. Scrie în cele 100 de pisici albe, romanul ăla de-a fost ecranizat. Da? Un ce singur scrie? Soț. Nu știu. Dar avea alte ciudățenii, vă spun. Un singur soț a avut. Michel Goffrey. Îl cheamă. Hai mă, băi. Ziceți mă, ați citit Agatha Christie? Ce faci acolo? Mononucleu. Nu te lua, deci nu te lua, după că de ce șarpe. Bă să nu se ia? De ce bă că nu știi tu? Păi suntem pe final, vreau să așa, știi. Tu faci cum crezi. Ce vrei tu? Ce, mă, romane apasă și gata, hai să călătorim. Acțiune, vrea să facă surf, ce, să surf, gata, Cristi. Da. Băi, băi. Era topită, era fiartă pe surf.
Fiartă era, hai să prima? Vedem. Eu zic că e prima, cred că era cam kinky așa. Hai mă să vedem, era hai kinky. Puțin dintre noi suntem ceea ce părem, scria creatoarea detectivului Hercule Poirot. Secretul ei nu era pasiunea pentru hipnoză, care l-a fascinat, în schimb, pe numai puțin faimosul Charles Dickens. Nu Agatha, ci Franz Kafka, umbla îmbrăcat pe plajele de nudiști din Boemia. Adevăratul talent ascuns al autoarei britanice era surfingul. În anii 20, în timp ce contemporanii săi beau cocktailuri la terase, ea își câștiga titlul de regină a valurilor, în apele învolburate din Cape Town și Honolulu, fiind unul dintre pionierii acestui sport. Bravo, bravo, Agatha! Bravo, Agatha. Respect! 1-0 pentru Agatha! Sunt bune! Uite, ia valul! Bravo, Agatha! Scriitoare, că ia uite-o! Da, da. Pa, și rechinul spate, ia, bam, da, și ia Agatha, pe, bravo. Aia a fost și a rămas pe val. Și țipar un delfin, bravo. Bun, am epuizat toate cele 12 domenii. Auzi, dar nu este cansăraș pe lângă ei. Mă, acum cu banii stați binișori. Bine, când cânti manele. Sunteți aproape la egalitate, în sensul în care diferă prima cifră. 2500 de lei, voi 1500 de lei. Am ajuns în fața întrebării finale, când puteți să pariați. Let's see. Domeniu. Până la toți banii pe care îi aveți, dar aici voi decideți. Eu o să vă ajut doar spunându-vă din ce domeniu e întrebarea finală. Respectiv, ochii mari, inima cere, muzică este ușoară. Normal că e cu fiuși. Muzică ușoară, crezi că să ne dea nouă greu? Niciodată. Eu sunt pasionat acum, de muzică ușoară și acum. Muzica veche, și românească. Voi s-ar putea, băieți, să fiți ușor depășiți, dar fetele ar trebui să fie pe subiect. Ar trebui. Tot? Tot? Ei, bă, așa mă gândeam și eu, exact. Ridicați mâna care vreți tot. 1500, nu? Tot, normal. 1500. Păi da, în sens că dacă o greșim, rămân 10. Timpul vieții scurt, hai să facem curat. Am deci pariat. Am pariat. Și voi, da? Da. Întrebare. Atenție! O să vă rog să vă concentrați, fetelor, pentru că nu veți avea decât 20 de secunde la dispoziție să alegeți răspunsul corect. Atenție! Întrebarea e legată de anul nașterii mele, 1972. În acel an, celebra cântăreață americană Diana Ross a lansat o melodie cu titlul Tu ești motivul pentru care copiii noștri sunt urâți. Sau B. Dubidundo, dubidu, dubidundo, dubidubi, dubidundo, dubidu. Sau, dacă nu crezi că te iubesc, întreabă-mi soțul. Nu, stai. Ai apăsat? N-a apăsat drumul la cronometru. Ușor? M-am gândit că apasă ei. Nu, fără, mergeți pe blat, atenție. Copiii urăți, nu cred. Mai, fără justificare, mai aveți 5 secunde. Hai, grăbiți-vă. Apasă-l! Nu cred că ai schimbat-o? Cum a schimbat-o? A schimbat-o în timp ce ieșea pe ușă. A vrut să apese B. Băi, liniștiți-vă. Dar a schimbat, trec pe ce? Nu cred, nu. Bobo. Să văd ce ați pariat. Am dat păi bine. Să vadă și telespectatorii. Ia, să vedem. 1500 de lei au pariat Crim și Bobo și voi 1500 de lei. Păi, da, normal. Ei atât aveau. Stai să vedem ce ați luat întâi. Da, mă. Ia. Trebuia să iei varianta bună, dacă nu e da, ceu. Da. Nu contează deci, ce variantă era să Teo și Costi au ales ce? Ca să avem șanse de câștig. Da. Înțeleg? Asta e ceva ce aș cânta și eu. Ce? Dacă nu crezi că te iubesc, întreabă un soț. Dacă ar fi tema asta, aș cânta, o jur. Oh, hai să vedem. Ar fi frumos să fie asta, dar nu știu ce să zic. No! Și-au zis, mă. Și am... Aia e, ok, dar tot, asta e. De pe albumul Everything is Everything, măi, Diana Ross. Mamă, că mi-a rămas cu ce mai este! Da. Toată lumea să dea acum pe YouTube să verifice. S-au răzgândit pe ce? Cum era să fie la noi B-ul? Hai, veniți aici să ne împăcăm, pentru că n-are rost să ne certăm. S-a răzgândit în ultimul moment, îi trebuia să spună B. Noi, la fel. Asta e, Bobo, se întâmplă, ce se face? Bravo, Teo. Ați dus-o bine până la sfârșit, bravo, Costi. Așa sunt eu, mă gândesc tot timpul, că se putea mai bine, mă. N-are, mă, nimic. Important e că ne-am distrat. Felicitări. Iar ei pleacă mai bogați astăzi, în seara asta, acasă, cu 25 de lei. 25 de lei, aia e, bine și așa. Erau bani pe vremea când eram noi copii. E bine. Crim, Claudia Pavel, Teo Rose, Costi Diță, Mihai Bobonete. Și până la următoarea noastră întâlnire vreau să vă las cu un gând foarte bun. Ia. Râzi și lumea va râde cu tine, sfărăie și vei dormi singur. Sunt Andy Moisescu, mă înclin. Voie bună! Sultanul otoman Selim al II-lea era îndrăgostit de vinul produs pe insulă. Ai băut vin de Cipru? Nu prea. Eu da. De Cipru? Clar că ții.
Unde, bă, mă, tu vin de Cipru? Am băut, mă. Unde te am întreb? Am băut ce te interesează, mă, din poate... În Grecia. Era bun? Era bun? Excelent. Este mult mai probabil să fii trădat de persoanele, excesiv de politicoase. E ceva în spate. Ascuns. Ascuns, exact. Lui Iuda. Iuda, bravo, Iuda. Iau-te, Iuda. Iuda, era politicos. Iuda era politicos, a întins cu el din farfurie. Da, Iisuse, vreau să văd dacă e picant. A băgat și el să-l verifice cu ce mâncau aia acolo, crăveți în sos. Pare credibil. Urechea dreaptă? Nu, aia apăsat-a! Am apăsat din greșeală!